O femeie din Iași a pierdut geanta în care se aflau 7600 de lei, suma pe care urma să o dea la o nuntă în calitate de nașă. Geanta a fost găsită de o altă femeie care a anunțat imediat poliția. Conform adevărul.ro, polițiștii au intrat în posesia banilor, după care, în urma verificărilor, au reușit să o identifice pe femeia care pierduse poșeta în drum spre nuntă. O femeie din Iași, nașă la o nuntă din comuna Trifești, a pierdut în drum spre petrecere poșeta în care avea suma de 7600 de lei, banii fiind pregătiți pentru miri. Întreaga sumă a fost găsită de o consăteancă, iar aceasta s-a îndreptat spre cea mai apropiată echipă de patrulare a poliției, care a ieșit în cale. În urma verificărilor, polițiștii au reușit să o identifice pe proprietara banilor, o femeie în vârstă de 32 de ani, care chiar în ziua respectivă era nașă de cununie. Banii au ajuns înapoi la aceasta, femeia bucurându-se că își poate îndeplini datoria de nașă. O felicităm pe femeia care a predat geanta colegilor noștri pentru gestul său și apreciem spiritul civic de care a dat dovadă, reprezentând un exemplu demn de urmat pentru ceilalți, au precizat reprezentanții poliției județului Iași, relatează adevărul.ro.